Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale în care continuăm a învăța, nădăjduim noi. Sperăm ca această încercare să se încununeze și de reușită. Reușită care va fi certificată nu la sfârșitul celor 30 de minute, ci doar la sfârșitul vieții, atunci când certificatul va fi dat de, spunea un părinte tare frumos, ușa deschisă la rai. Atunci vom avea certificarea că ce am făcut noi ne-a fost de folos. Iată, atunci vom vedea spre mântuire. Am să închei, să zicem așa, cumva astăzi, capitolul, adevărul din culegerea de cugetări și maxime pentru o viață a arhimandritului Nifon Criveanu, cu un citat din Scriptură, din Proverbe, capitolul 12, versetul 22, care spune așa: Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează în adevăr sunt plăcuți. Parcă prea mult n-am avea ce comenta, decât că este adevărat că lui Dumnezeu îi plac oamenii care au în gură adevărul și nu minciună. Dar cu siguranță, chiar dacă vrem sau nu să recunoaștem, deși ar fi o nebunie să nu recunoaștem, și nouă oamenilor ne plac oamenii adevărului și nu cei ai minciunii, oamenii lui Dumnezeu și nu cei ai diavolului. Venind încoace, cumva, astăzi am primit deja două mari teme. Sunt bucuros când mă întâlnesc cu câte cineva și mă roagă: Părinte, spuneți-ne câte un cuvânt la emisiune despre cutare subiect. Și unul dintre subiectele, cele două pe care mi le-au propus cei cu care m-am întâlnit astăzi, amândouă au fost, de fapt, propuse de două doamne. Una dintre ele, sărăcuța, cu probleme mari acasă datorită alcoolismului. Alcoolismului nu al ei, ci al soțului. În situația aceasta, am mai și vorbit despre acest subiect, din păcate. Trebuie să avem atitudinea față de cel stăpânit de această patimă, aceea pe care o avem tot timpul față de un om bolnav, grav bolnav și neputincios. Ce atitudine avem? Aceea de milă. Chiar dacă schimonosirea sa, trupească sau sufletească, datorată bolii, este la limita grotescului câteodată, nu ne îngrozim de acel grotesc, ci ne întărim în milă. Și din mila pe care o avem, facem două lucruri cel puțin. Unul, încercăm să-l ajutăm, îl ducem la doctor, îi dăm tratamentul, respectăm regimul de alimentație și de viață pe care medicul ni-l prescrie pentru acel neputincios al nostru, și îl iubim și ne rugăm pentru el. Ne rugăm din adâncul sufletului. La fel și cu cel stăpânit de această patimă. Patima aceea nu e altceva decât o boală, nu a trupului, ci a sufletului. Și care suflet este în egală măsură cu trupul deprețuit de către om. Și atunci aceeași atitudine se cuvine să avem. Îl vedem neputincios, căutăm să-l ducem la doctor. La doctorul de suflet, în primul rând, pentru că boala este a trupului, cu efecte grozave și, am vrut să spun, uncat, vă rog. Boala aceasta este una a sufletului,
cu repercusiuni grave și asupra trupului, asta este clar. În schimb, ce vedem la trup sunt efecte ale cauzei care este boala sufletului. De aceea spun că în primul și în primul rând un om care are această boală trebuie dus la doctorul de suflete, la duhovnic. În schimb, nu va putea să se folosească decât atunci când își va conștientiza neputința. Bolnavul care nu-și recunoaște boala și nu merge de bună voie la doctor, este greu de vindecat. De aceea, în primul rând, trebuie multă rugăciune pentru acel pătimaș. Trebuie multă iubire și multă răbdare. Ca Dumnezeu să lucreze, să-i despietrească inima împietrită, să-i lumineze mintea întunecată, ca astfel cu inima despietrită, încălzită, iubitoare de Dumnezeu, cu mintea deschisă și luminată, binevăzându-și neputința, să dorească și el să meargă la duhovnic. De aici începe anamneza, după care urmează diagnosticul, mai apoi tratamentul și uite așa, cu ajutorul bunului Dumnezeu, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, omul să se vindece de așa neputință. Au fost câțiva mari trăitori pe fața pământului și oameni înțelepți care au zis câteva lucruri despre alcoolism, despre beție. Alexandre Dumas, fiul: după mine, tutunul este, împreună cu alcoolul, cel mai detemut vrăjmaș al inteligenței. Bine, știm cu toții că sunt afectate sufletul, trupul, nu doar inteligența. Însă, ca un căutător de înțelepciune, ce era Alexandre Dumas și tatăl și fiul, asta este clar, era grija lui cea mai mare și, pe semne, nu dorea să-i fie afectată. Era bucuros de acest dar pe care Dumnezeu i l-a dat, atent să-l păstreze și să-l crească cum se cuvine și, poate, încercându-le pe amândouă, a văzut că nu-i bine. Epictet: butucul, zice, are trei vițe. Una aduce plăcere, alta beție și cea de-a treia crimă. Noi am pune înainte de aceste trei o alta, prima: sănătatea și binecuvântarea. Există, după învățătura Sfinților Părinți, zicerea conform căreia după masă un pahar este de la Dumnezeu, al doilea de la om, iar al treilea și ce urmează sunt de la diavol. Așadar, să zicem că prima creangă a viței, da? Primul vlăstar al viței, prima viță din butuc, aduce sănătate și binecuvântare. Atunci când după o masă, să zicem copioasă, bem un pahar de vin, asta este clar atunci când suntem în dulce. Când suntem în post, nu mai bem deloc sau cel mult sâmbătă și duminica, dar nu mai mult de un pahar. Cantitate care este valabilă și în perioada de dulce. Tot timpul un singur pahar este medicament și binecuvântare de la Dumnezeu. Și ca orice alt medicament, și vinul se comportă asemenea. În doza prescrisă de medic,
este benefic pentru trup, nu-i așa? Dacă cumva depășim doza medicamentului, a vinului, orice ar fi, riscăm ca acel medicament sau vinul să devină drog, sau dacă ajungem și la o mai mare cantitate, se poate transforma în o travă. Trebuie să înțelegem acest lucru. Asta ar fi vorbire pentru cei care poate sunt mușcați de această patimă. Dar putem să credem că, din păcate, prea puțin din cei mușcați de această patimă se uită la această emisiune. Mai mult sunt victimile colaterale ale acestora. Și atunci pe aceia îi sfătuim, cum am spus și mai devreme, să aibă răbdare, să aibă răbdare și iar răbdare. Răbdare neîmpuținată, încununate și desăvârșite cu rugăciunea și iubirea pentru aceia. Dacă cumva s-a împuținat iubirea pentru acela, este cea mai la îndemână armă, la îndemâna diavolului, pentru a-l adânci pe pătimaș și mai mult în patimă, pentru că în momentul în care pătimașul nu se mai simte iubit, prețuit, ajutat de aproapele sau de casnicul său, diavolul îi dă, iată, un motiv foarte temeinic pentru a-și înneca amarul în beție. Uite, nici soția nu mai iubește, nici copiii nu mai respectă. Ce să mai... Pentru ce mai trăiesc? Și astfel caută alinare în pahar. În momentul în care constată că, deși nu se comportă cum trebuie, pentru că s-a îmbătat, pentru că atitudinea este una rea, vorba este una rea, atmosfera creată este una rea, duhoarea pe care o emană este una insuportabilă, cu toate acestea, casnicii îl iubesc, îl respectă și suferă în același timp pentru starea lui, atunci reușește să găsească în acestea motive pentru a răspunde la iubirea care este dată tot cu iubire, de a se lupta lăuntric, de a nu mai aduce necaz casnicilor iubiți ai săi. De aceea este mare nevoie de iubire, de răbdare și, cum suntem neputincioși, ne trebuie un upgrade de putere de la Atotputernicul Dumnezeu, pe care nu-l putem dobândi decât rugându-ne. Rugăciunea este medicamentul absolut pentru tot ceea ce avem ca neputințe, fie trupești, fie sufletești. Multe se pot spune despre beție, însă rămânem la acestea deocamdată. Pentru a trece la Sfântul Paisia Ghioritul, pentru că dulci și miere ne sunt vorbele sale. Cinstea omului este cinstita cruce, căci omul cinstit primește și ajutor divin. Este de fapt un joc de cuvinte cu foarte multe mesaje. Cinstea omului este cinstita cruce. Omul care își închină viața lui Hristos, cel care își asumă crucea pe care o are de purtat în această viață și în această societate cu demnitate și cu cinste, acela primește pentru aceasta, pentru demnitatea de a-și purta crucea, de a-și o asuma, de a o duce, ajutor de la Dumnezeu spre a duce cum trebuie crucea. Crucea care pare, niciodată nu este, ci doar pare a fi grea. Mulți oameni
se plâng că le este greu în situația în care sunt cu crucea pe care o au de dus în spate. De ce? Pentru că compară starea pe care o au cu starea la care au visat ei. Ceea ce nu este întocmai cum trebuie, pentru că dacă visăm să ne mântuim, atunci vom reuși numai decât în aceasta dobândim din acest deziderat, din acest vis, dobândim toată forța de a duce crucea cât ar fi ea de grea, privind la Hristos, care a dus crucea și a sfințit-o, pentru că a dus-o cu cinste, pentru că a iubit-o și pentru că a sfințit-o, deși până atunci era obiectul de ocară, obiectul de tortură, crucea, nu? Ei, și apropo de acest lucru, iată mă aterizând cumva din vorbă în vorbă la al doilea subiect pe care mi l-a propus cineva astăzi, tot o doamnă. O doamnă care probabil, nu știu, dar era lesne de înțeles că cumva n-a fost răsplătită cum s-ar fi așteptat, în bună măsură de altfel, pentru fapta sa cea bună. Conform proverbului românesc, la acesta a și făcut apel dumneaei, zicând: bine faci, bine găsești. Socialmente vorbind, da, este frumos, este bine, este normal, așa. Însă, i-am spus un lucru. În viața cui a fost acest proverb contrazis? Și am zis, Hristos, în viața sa pământească, El a contrazis, nu că a vrut, ci că așa a vrut de fapt omul, primitorul binelui hristic, această vorbă. Hristos a venit să ne facă cel mai mare bine. Și noi i-am răsplătit cu cel mai mare rău. L-am omorât. Mânați de diavolul, care nu știa că prin aceasta, de fapt, avea ca el să moară din pricina morții lui Hristos. Moartea, adică iadul, a fost răpus de moartea lui Hristos. Asta e cu totul altă discuție și vom vorbi peste 2 săptămâni mai pe larg de acest lucru cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Însă, deocamdată, rămânem la a înțelege mai profund lucrurile și a nu avea prea mari așteptări. Știm că atunci când facem un bine, nu trebuie să așteptăm răsplată, pentru că ea va veni negreșit atunci când ne va fi de folos. Și când ne va fi de folos? La judecată. Dacă Dumnezeu va răsplăti și aici pe pământ, dacă primitorul binelui nostru va avea iubirea, bucuria și prețuirea să mulțumească, asta să ne fie nouă doar spre slava lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acel lucru, pentru împreună șederea în iubire cu cei de lângă noi, dar nu să credem că ni s-ar fi meritat, ni s-ar fi cuvenit că am fi meritat. Omul adevărat este cel care viețuiește după Evanghelie și nu cel care pornește discuții savante. Da, pe marginea Evangheliei chiar se poate discuta academic. Dacă facem un combat al cunoașterii, o întrecere între oameni,
subiectul fiind cunoștințele din Evanghelie. Și atunci am putea asista la o discuție savantă, nu știu cât ar folosi și fie savantului, fie ascultătorului, doar pentru luminare importantă și tot este de folos. În schimb, spre mântuire este de folos atunci când punem în aplicare, adică atunci când facem de-a dreptul cele ale Evangheliei, atunci când o împlinim de facto. Și acum mă gândesc, îmi vine în minte o zicere a părintelui Paisie, a părintelui Arsenie, Papacioc, scuze, care spune așa: nu doar a zice, ci a face înseamnă a ajunge. Putem să spunem că plecăm la București, că ne facem planuri, că plecăm în ziua de la ora de, că vom parcurge drumul în 2 ore și jumătate, că acolo, ajunși fiind, vom face cu tare și cu tare lucru. Sună frumos, sună minunat, încântător pentru minte, pentru suflet. Deja parcă am ajuns și ne-am întors la București. De la București, la și de la București. În schimb, dacă începem să mergem, să punem pas cu pas, roată lângă roată, atunci, cu siguranță, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom ajunge la București și ne vom și întoarce. Și atunci vom putea spune că, iată, am înfăptuit cele zise. Frumos și de folos este, deci, să vorbim despre cele din Evanghelie, dar odată aflându-le, trebuie neapărat să le punem în aplicare, pentru că dacă nu, și timpul petrecut în așa încântare de a vorbi despre cele din Evanghelie va fi un timp pierdut. Dacă fiecare dintre noi nu se îndreaptă ca să înmulțească binele, acesta cum poate să stăpânească binele? Cum va putea stăpâni dacă noi nu ne vom strădui să ne îndreptăm? Adică în noi, în fiecare din noi, participă componenta societății în care trăim. Nu lucrăm binele în noi, dar vrem ca totul să fie bine în jurul nostru. E o pretenție care nu va fi împlinită, care va putea fi împlinită măcar în parte, atunci când măcar eu voi încerca să îndrept lucrurile întru mine. Atunci, cu siguranță, voi reuși, măcar eu îndreptându-mă, mică parte din societate fiind, în această proporție, societatea să se îndrepte. Societate care se va îndrepta în măsura în care fiecare membru al ei va fi responsabil spre îndreptare personală. Să luați aminte, să aflați cine sunt oamenii drepți și cinstiți și pe aceia să-i votați. Astăzi avem multă nevoie nu de oameni, nu doar de oameni deștepți, ci de oameni drepți și cinstiți. Într-adevăr, atunci când este să punem pe cineva cap al nostru, mai mic sau mai mare, întâi de toate ne uităm dacă e deștept, dacă are pregătirea și dacă are diploma. Important, dar total devalorizat, dacă acel om nu este, iată, drept și cinstit. Calități pe care întreaga Scriptură le pretinde de la omul
pus să conducă, indiferent de nivelul în societate. Dacă nu are simțul dreptății și al cinstei, al onoarei, s-ar putea ca inteligența sa să fie una care va fi păguboasă pentru societatea mai mică sau mai mare pe care o conduce. Și un exemplu cel mai elocvent de înțelepciune lipsită de dreptate și de cinste este cea a diavolului. Astăzi, toți grăiesc despre pace, dar fabrică bombe. Ca să fie pace, trebuie mai întâi omul să se împace cu Dumnezeu, după aceea cu sine și apoi cu aproapele, cu ceilalți oameni. Iată ordinea. Pacea cu Dumnezeu și pacea cu sinele și cu aproapele. Este, dacă vreți, ierarhizarea și a iubirii. Să iubim pe Dumnezeu și zicem noi și pe aproapele ca pe noi înșine. Vedem că dacă pe noi nu ne iubim, nu putem să ne raportăm și nu putem avea etalonul iubirii aproapelui. De aceea trebuie neapărat să facem pace cu Dumnezeu. Dacă am reușit să facem pace cu Dumnezeu, făcând cele plăcute lui Dumnezeu, de aici, cu siguranță, vom putea foarte ușor rezolva păcii în interiorul nostru. Problema mare poate să intervină, poate, dar nu trebuie, să intervină în problema păcii cu aproapele, pentru că acolo intervine și o altă voință a omului, celuilalt. Dar chiar și așa, chiar dacă celălalt nu are în vedere pacea sa și pacea lui cu mine, ci din contră are în obiectiv războiul cu mine, eu, încercând numai decât să-mi păzesc pacea, voi căuta să răsplătesc răului lui cu bine și atunci, cu ajutorul bunului Dumnezeu, cel ale cărui voi eu le săvârșesc cu a lui putere, nu de la mine putere, îl va lumina și pe acela cu condiția ca eu să mă rog pentru el, cu condiția ca eu să nu-l urăsc și să cred atunci când mă rog pentru el că Dumnezeu îl va lumina, îl va înțelepți. Și astfel, pentru rugăciunile mele ale smeritului, dar iubitorului de oameni, nu contează buni sau răi, toți sunt chip al lui Dumnezeu, el, bunul Dumnezeu, va restaura al său chip și în mine și în acela. Și astfel, slavă bunului Dumnezeu, vom rezolva și problema păcii cu celălalt. Nu există, deci, să nu se poată rezolva. Să luăm aminte, să ne fie de folos, iar în încheiere vă punem în vedere că în această seară în biserici se săvârșește o slujbă unică în tot anul bisericesc. Denia acatistului Bunei Vestiri, după cum observăm acest lucru și în calendar, dacă citim, așadar, suntem așteptați în biserici să ne rugăm Maicii Domnului să ne ajute și să mijlocească la Fiul Său cel iubit și mult dorit, iată, nădăjduim și de noi creștini. La Sfântul Nicolae slujba începe astăzi la ora 17. Vă așteptăm cu drag să ne fie de folos. Doamne ajută, iubiți credincioși!